La propunerea Ministerului Muncii, sigur acest proiect va merge acum la Parlament, unde va fi dezbătut în procedură de urgență. Proiectul de lege prevede creștere etapizate ale punctului de pensie până în anul 2021, după cum urmează anul viitor 1265 de lei, în anul 2020 1775, în 2021 1875 de lei, adică suma aferentă VPR nou introdus de 75 de lei, la care se adaugă majorarea de 10% aferentă sporurilor, acordului global și altor drepturi de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții. Din anul 2022, valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Deci aici apare prima diferență față de proiectul care a fost pus în dezbaterea publică, după ce am prezentat mai multe formule de calcul Ministerului de Finanțe și am convenit asupra faptului că aceasta este cea mai bună. Punctul de pensie va ajunge, așa cum este precizat și în programul de guvernare, la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie, fără a lua însă în calcul întoarcerea sarcinii fiscale, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare la data adoptării programului de guvernare. De altfel, reamintim că pensiile nu mai sunt purtătoare de CAS și CASS, aceasta fiind una dintre măsurile care a fost adoptată încă de la începutul anului trecut. În proiectul de lege se precizează că nicio pensie în plată nu va scădea. În cazul în care, în urma recalculării, va rezulta o sumă mai mică decât cea aflată deja în plată, atunci se menține suma în plată. Nu se modifică vârsta standard de pensionare, nici stagiul minim și nici cel complet. Proiectul de act normativ se bazează pe mai multe principii fundamentale: contributivitatea, adică plata în funcție de contribuție, egalitatea, adică pensionari cu aceeași vechime, dar care au ieșit la pensie în momente diferite primesc aceeași sumă de bani, solidaritatea socială, adică generațiile în activitate susțin prin plata contribuțiilor lor generațiile de pensionari și în viitor vor fi susținute la rândul lor, imprescriptibilitatea, adică dreptul la pensie nu se poate prescrie. Contributivitatea fiind un principiu de bază al oricărui sistem de pensii din lume, noul proiect introduce sintagma contribuții datorate și plătite pentru calculul pensiei. Asta ca urmare a faptului că în trecut au fost numeroase cazuri de angajatori care nu achitau taxele către stat. Din cauza asta a și trebuit să facem transferul contribuțiilor. Vă aduceți aminte că în anul 2016 aveam 2 milioane de angajați pentru care nu fusese achitate contribuțiile. Menționăm că pentru a nu dezavantaja angajații, noua prevedere va fi luată în calcul doar pentru perioadele lucrate ulterior anului 2021, atunci când legea va produce efecte complete. Reiterăm faptul că angajații nu vor fi penalizați pentru perioadele lucrate anterior anului 2021, în cazul în care angajatorii nu le-au achitat taxele. În paralel, proiectul de lege prevede și debirocratizarea și accesul online la informațiile despre propriile contribuții. Astfel, ANAF va transmite către Casa Națională de Pensii sumele datorate și plătite pentru fiecare salariat. Cetățenii se vor putea informa de pe site-ul Casei de Pensii cu privire la stadiul de cotizare realizat, venitul obținut și sumele achitate drept contribuții. În cazul în care vor constata că angajatorii nu le achită contribuțiile, vor putea să sesizeze organele abilitate, dar sigur că și organele abilitate la rândul lor se pot autosesiza. În proiectul noii legi se menține contractul de asigurare facultativă, care suferă totuși câteva modificări. Astfel, dacă în actuala lege se poate plăti doar pentru 5 ani consecutivi retroactivi, pe viitor persoana își va putea alege perioade diferite necontributive ca să totalizeze 5 ani. Plata se va face în rate, dar nu mai târziu de un an de la încheierea contractului. În cazul
neplății integrale se va lua în calcul suma parțial achitată. În prezent, asigurarea facultativă se face la nivelul salariului minim, dar în practică s-a demonstrat că aceasta nu asigură nici măcar pensia minim garantată, astfel că s-a decis folosirea salariului mediu ca și indicator. Acest tip de contract se încheie doar în cazul persoanelor care au realizat un stagiu minim de 15 ani. Se mențin prevederile referitoare la contractul de asigurare pentru perioadele viitoare încheierii lui cu noua bază de calcul. Printre noutățile aduse de acest proiect de lege se numără introducerea masteratului și a doctoratului ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, care se adaugă celor deja existente în legislație, adică facultate, pensie de invaliditate, concediu medical, concediu de creștere a copilului, șomaj indemnizat, deportare, prizonierat, detenție politică. Condiția pentru asimilarea perioadei necontributive este ca stagiul minim de cotizare să fie de 15 ani. Pentru fiecare an de perioadă asimilată se acordă un punctaj de 0,25 puncte. Totodată, prin acest proiect este definit pensionarul ca fiind persoana care beneficiază de pensie de asigurări sociale și a realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum și nevăzătorii care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare. În cadrul acestei categorii a fost nominalizat ca pensionar și nevăzătorul, a cărui situație a fost reglementată în toată succesiunea actelor normative, începând cu anul 1967, în condiții specifice determinate de situația fizică, motiv pentru care stagiul de cotizare necesar pensionării este mai mic decât stagiul minim de cotizare prevăzut de lege pentru asigurații sistemului public de pensii. Condiții speciale și deosebite și fostele grupe de muncă se păstrează și, de asemenea, se creează baza legală pentru recunoașterea altor locuri de muncă în condiții speciale. De asemenea, au fost coborâte pragurile de reducere a vârstelor de pensionare de la 6 ani la 1 an pentru condiții deosebite și de la 2 ani la 1 an pentru condiții speciale. De exemplu, pentru un an realizat în condiții deosebite, vârsta se reduce cu 3 luni, iar pentru un an realizat în condiții speciale, vârsta se reduce cu 6 luni. Deși propunerea sindicatelor a fost de a stabili un prag minim de 4 ani de la care să se pornească reducerea, totuși proiectul a fost modificat în sensul că pragul minim este de 1 an, atât pentru condiții deosebite, cât și pentru condiții speciale. Deci, practic, am dat mai mult decât ni s-a cerut. Dacă până acum o persoană care avea perioade lucrate în condiții de muncă în grupa a doua sau deosebite de muncă mai mici de 6 ani nu avea nicio reducere, aceasta însă va putea beneficia de acum încolo de facilitatea reducerii vârstei de pensionare. Proiectul prevede tot 4 categorii de pensii, limită de vârstă anticipată, de invaliditate sau de urmași. Sunt aceleași 4 categorii care au existat și în vechea lege, dar unele dintre ele au suferit modificări de structură. De exemplu, în cazul pensiei pentru limita de vârstă, trebuie îndeplinite cumulativ condițiile de vechime minimă și vârstă standard de pensionare. Așa cum am spus, vechimea minimă este de 15 ani, vârsta standard de pensionare nu s-a modificat, este la fel ca în legislația actuală. Ca și excepție, actuala pensie anticipată, nepenalizată, devine pensie pentru limită de vârstă, adică persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv din perioade asimilate, se pot pensiona cu 5 ani înainte de îndeplinirea vârstei de pensionare. În același timp, în acest caz, se poate cumula pensia cu salariul și se valorifică perioadele necontributive asimilate. O altă noutate este aceea că femeile care au realizat un stagiu minim de cotizare de 15 ani și au născut și crescut 3 copii, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani. Începând cu al 4-lea copil, se adaugă câte un an în plus. Se mențin celelalte prevederi din actuala legislație cu privire la pensia pentru limită de vârstă, precum grupele, condițiile speciale și deosebite, handicapul, etc. Pensia anticipată cu penalizare este actuala pensie anticipată parțială și se mențin prevederile în vigoare.
În cazul pensiei de invaliditate, să redefinesc gradele de invaliditate pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activități profesionale în paralel. Astfel, gradul 1 e caracterizat de deficiență funcțională gravă și capacitate de muncă diminuată, gradul 2 e caracterizat de deficiență funcțională accentuată și capacitate de muncă diminuată, gradul 3 e caracterizat de deficiență funcțională medie și capacitate de muncă diminuată. Pensia de urmaș se menține și în plus față de actualele prevederi apare și o nouă prestație și anume ajutorul pentru soțul supraviețuitor, care va primi 25% din pensia soțului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie. Pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. Persoanele cu vechime între 10 și 15 ani aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii primesc 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. În cazul în care din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta. Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare, din cauza căreia nu se făcea nicio diferență în funcție de anii lucrați și astfel ajungeam în situația în care la pensia minimă sunt și persoane care au lucrat 10 ani, dar și persoane care au lucrat 35 de ani pe salariu minim pe economie. O altă noutate adusă de proiectul de lege este introducerea opțiunii pentru indemnizația socială minimă. Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiu de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie și indemnizația socială minimă. Opțiunea se va face prin poștă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice pentru a evita cozile de la ghișee. Pensionarii în plată care au realizat stagiu de cotizare mai mic de 15 ani beneficiază de recalculare pe noua formulă, iar dacă pensia rezultată este sub indemnizația socială minimă, ei pot opta pentru aceasta din urmă. Pensionarii care nu optează rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivității. Sunt exceptați pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă și au realizat stagiul minim cuprins între 10 și 15 ani, conform legislației în vigoare, la data stabilirii dreptului la pensie. Această excepție este valabilă pentru persoanele deja pensionate la data intrării efective în vigoare a legii. În proiectul de lege se prevede că pentru a putea deveni pensionar este necesară o vechime minimă de 15 ani. Persoanele care vor avea o vechime mai mică de la data intrării în vigoare a legii vor primi o indemnizație socială și vor face obiectul unei alte legi. Acordul global și alte drepturi de natură salarială. Proiectul prevede că se valorifică toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții. Sporuri, acord global al 13 la salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri. Se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare. Dacă după recalcularea conform adeverințelor aduse rezultă o pensie mai mică, atunci se păstrează pensia calculată cu majorarea de 10% acordată inițial. Această modificare a fost operată deoarece pentru astfel de venituri s-au plătit contribuții și cu toate acestea până acum nu au fost luate în calcul la stabilirea dreptului la pensie. Am avut foarte multe procese de ordinul zecilor de mii cu pensionari care dădeau în judecată Casa Națională de Pensii pentru a-și dobândi aceste drepturi, iată că acum le au prin lege. Formula de calcul. Pensia va fi reprezentată de numărul total de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință. Numărul total de puncte este suma punctajelor anuale. Punctajul anual este suma punctajelor lunare împărțit la 12 luni. Punctajul lunar este venitul brut realizat împărțit la câștigul mediu brut pe economie. VPR
adică valoarea punctului de referință, va fi de 75 de lei în anul 2021 și a fost determinată prin împărțirea valorii punctului de pensie din anul 2021, adică 1875 de lei, la 25, care reprezintă vechimea medie de ani din sistemul de pensii rezultată în urma aplicării ultimelor 4 legi ale pensiilor. Formula de calcul are avantajul nu doar că elimină inechitățile, dar duce și la creșterea pensiilor. Proiectul de lege urmărește eliminarea inechităților din sistemul public de pensii, care au făcut ca persoane care au lucrat același număr de ani în aceeași profesie și au cotizat egal să aibă pensii diferite. De asemenea, se elimină inechitățile din sistem dintre bărbați și femei, care au lucrat la fel același număr de ani, în aceleași condiții, au contribuit egal, dar au pensii diferite. Prin acest act normativ, pensiile respective se egalizează. Aș vrea să mai fac o ultimă precizare, deși o găsiți în expunerea de motive la secțiunea a patra, pagina 8, și anume impactul financiar, pentru că știu că s-a discutat foarte mult despre acest lucru încă de dimineață. În anul 2019 vom avea un impact de 8,4 miliarde lei, în 2020 24,8 miliarde, 2021 58 de miliarde, iar în anul 2022 81 de miliarde. Nu aș vrea să închei fără să le mulțumesc angajaților de la Casa Națională de Pensii, care au făcut un efort extraordinar. Foarte mulți dintre ei s-au mutat efectiv în București pentru a lucra la legea pensiilor. Apoi, tot ce a însemnat funcții de conducere din teritoriu în această perioadă în care au avut loc dezbaterile publice, s-a întâlnit cu organizațiile de pensionari și, bineînțeles, nu aș vrea să uit să le mulțumesc tuturor avizatorilor, în special ministrului de finanțe, care efectiv și-a dorit ca această lege să iasă, și ministrul Justiției, care chiar dacă ne-a trimis observațiile aseară la ora 22 și a trebuit să lucrăm pe observații până la 4 dimineața ca să avem astăzi proiectul de lege, ne-a ajutat foarte mult să avem o lege bună, constituțională și, înainte de orice, o lege aplicabilă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna ministru!